Cum sunteți astăzi? Curios și un pic îngândurat. Cum erau duminicile de acum 15 sau 20 de ani? 15 ani în urmă erau tragice, foarte tragice. 20 de ani erau mult mai bune. De ce ați acceptat invitația la Neredactat? E o emisiune care o privesc și îmi place și rămân curios ce se întâmplă în această emisiune. Ce este fericirea? Să ai un suflet pereche alături. Sunteți un om fericit? Cu siguranță. De ce vă considerați un om fericit? Am acea inimă pereche alături. Credeți că Dumnezeu vă iubește? Cel puțin îmi dă multe puteri și mă protejează de multe lucruri care s-au întâmplat și încă mai persistă. E adevărat că dacă dragoste nu e, nimic nu e? Cu siguranță. Aveți emoții legate de interviu? Sincer, da. Sunt încântată să fiu gazda dumneavoastră. Să mergem în platou. Stați puțin. Cine este Felicia? Am bănuit eu. Felicia este soția mea. Suntem altfel, aici, duminică de duminică. Te așteptăm să ne citești de printre rânduri. Neredactat. Cu Rodica Ciurănică. Un produs realizat cu suportul Alternativa Clinic și In Vitro Diagnostics. Este fata care scrie redactat și nu mai vrea pe tine nici se vadă supărat. Crestul ei e să aducă lumea la gândit și unul după altul să spune genele. Sunt Rodica, Rodica și prea știu nimica. Mare star vor fi și mai bun din bogății. Sunt Rodica, Rodica și prea știu nimica. Mare star voi fi și mai voi îmbogăți. Wow! Bună seara, Chișinău! Bună seara, Moldova! Uneori găsim în noi puteri incredibile de a ne sacrifica în numele dragostei. Vă aduc azi aici, în acest platou, cea mai emoționantă poveste de iubire pe care am auzit-o vreodată. Acum, la Neredactat, să-l întâlnim pe domnul Boris Gâlca, șeful Direcției Sănătate și Asistență Socială a municipiului Chișinău, doctor în științe medicale. Să-l întâlnim, băieți! Felicitat! E de să te-l mamă, dară antano la felicitat! E tu squadro nocente, un mezzo la gente la felicitat! E restare vicini come bambini! Extraordinară melodie și extraordinară emoție acum de la început acestei emisiuni. Bună seara! Bună seara, Rodica! A fost bine până aici, până a sunat melodia asta, că e o melodie a familiei noastre. O istorie aparte, dar lăsăm tristețea, viața e frumoasă. Bună seara, bine v-am găsit! Bună seara! Haideți să ajutăm emoțiile, să, da, cu un pic de spumant de lacrimă să fugă sau să rămână aici, dar să le putem povesti frumoase. Mulțumesc! Neredactat, cu Rodica Ciurănică. Am promis aici celor de acasă că
aducem azi în acest platou cea mai emoționantă poveste de iubire pe care eu personal am auzit-o vreodată, iar și pe care dumneavoastră o trăiți în fiecare zi, de mulți, mulți ani. Dar aș vrea ca până ajungem la ea să vorbim puțin despre dumneavoastră pentru cei, să spunem, celor care poate vă văd prima oară sau poate v-au văzut doar la televizor, puțin despre cine este domnul Boris Gâlca. Dumneavoastră, cum vă vedeți? Cine sunteți azi? Nimic deosebit. Boris Gâlca, în buletin și în viață, medic, tată și, cred că, un soț bun. Pentru ce ați spune vieții te iubesc? Viața e frumoasă, merită trăită, mai ales când ai omul drag alături. Merită. De unde găsiți în fiecare zi atâta forță ca să spuneți lucrurile așa cum le spuneți? Calm, cu mult calm și cu multă încredere și înțelepciune. Rodica, veneam la emisiune, nu știam și nu știu încă ce o să se întâmple. Da? Nu știu despre ce vrei să mă întrebi, da? Dar deja înțeleg că ai niște planuri, ai un scenariu și am înțeles corect întrebarea ta. Eu sunt un om fericit. Necătând la o situație foarte specială în familie, care deja o trăim împreună cu soția de 17 ani. Soția mea, Felicia Rotaru. Trebuie să arăt această carte pe care ați lansat-o aproximativ acum 10 ani. Acum când 10 ani, la jubileul ei de 50 de ani. Felicia Rotaru a fost o persoană publică, inclusiv a fost consilier prezidențial, după care... A lucrat chiar cu câțiva președinți. A lucrat cu doi președinți de țară. Cu regret, în anul 2007 a avut un accident cerebral vascular. Pot vorbi astăzi deja după atâția ani despre acest lucru. În fapt, a fost o ruptură de anevrismă. Medicii cunosc că este... poate surveni moartea clinică imediat, în urma rupturii anevrismei cerebrale. Dumnezeu a fost bun cu noi. Felicia a rămas în viață, a fost 5 luni, exact 150 de zile, exact 150 de zile, a fost într-o comă profundă, 7 luni în terapie intensivă și, cu regret, colegii mei medici, nimeni nu dădea o șansă de revenire. Am fost, desigur, în fiecare zi și 24 de ore de ea, lângă ea, toate aceste 5 luni de comă, îi simțeam răsuflarea, a fost marea bucurie când la un moment dat, undeva în 147-a zi, am simțit strângerea ei de mână. Medicii nu m-au crezut, au zis că da, și-ar dori Boris să fie așa, dar a fost într-adevăr o strângere de mână și miracolul a survenit în 150-a zi. Ea a deschis ochii. Vorbesc astăzi cu emoție aceste lucruri, fiindcă le retrăiesc din nou. A fost cea mai fericită zi în viața mea, cu siguranță, când ea a deschis ochii, când eu i-am văzut ochii, când ea m-a văzut. Au fost ani grei, 4 ani jumătate în spital, jumătate de an la o clinică de reabilitare. Ea este cu noi deja de 17 ani în această tragedie, dar suntem probabil cel mai fericit cuplu din Republica Moldova. Și Felicia rămâne, necătând la toate eforturile, la toate acele tratamente care le-am administrat, Felicia cu regret rămâne nemișcată la pat. Ea nu poate vorbi, ea e total dependentă de ajutorul din exterior, dar este absolut conștientă, are o memorie extraordinară și mai bună decât a mea. Avem o comunicare non-verbală cu ea. Avem o comunicare non-verbală cu ea deja. Pentru așa ceva nu există studii și universități. Asta se învață numai la un suflet pereche. Avem o comunicare foarte bună și noi știm să comunicăm eficient. Și în acești 17 ani,
Repet, suntem cel mai fericit cuplu, nu numai din Republica Moldova, dar și din lume. Felicia, în situația care este, rămâne una foarte, cu o viață foarte activă. O ducem în brațe sau în cărucior, o punem în mașină, călătorim, mergem prin orașe, mergem la plimbare, mergem în munți în România, unde i-au plăcut și îi place în continuare acele locuri. Credeam că nu aveți vacanțe. Credeam că nu aveți vacanțe. Avem niște vacanțe foarte speciale și credeți-mă că chiar sunt niște vacanțe extraordinare. Este ceva extraordinar și eu sunt un om fericit. Noi suntem oameni fericiți. Am găsit exact despre ce vorbeați dumneavoastră un fragment în această carte și o să vreau să-l citesc. Cred că sunt cuvintele fericii pe care dumneavoastră, doar dumneavoastră știți să le ascultați, să le auziți. Îl simțeam pe Boris, care era lângă mine 24 de ore, nu știu când se odihnea. Boris mă mângâia, mă alimenta parental, mă îmbrăca zilnic în haine noi, așa este. Mă și machia. Flori avea mereu pe masă, în salonul de spital, chiar dacă era secția de reanimare, medicii au făcut o excepție, avea flori proaspite în fiecare zi. Îmi punea bijuteriile preferate, mă stropea cu parfum, aducea flori în fiecare zi în salon, îmi citea zilnic, îmi punea căștile cu muzica preferată. Vorbea cu medicii, cu asistentele medicale, cu infirmierele, ca să am cel mai bun tratament și îngrijire. Aranjat post medical individual în toată această perioadă. După 140 de zile de infern, i-am dat de știrea lui Boris că revin. L-am strâns de mână, deși foarte slăbită a fost acea mișcare. Dar el a sesizat imediat și nu l-am mai văzut atât de fericit niciodată. Așa este. Este extraordinar, pentru că tot ce ați povestit coincide cu aceste cuvinte scrise acum 10 ani. Mulțumesc, Rodica. Eu vă mulțumesc pentru aceste emoții. Sunt niște situații de viață și fiecare, sunt sigur că fiecare om, fiecare familie, la un moment dat, are o situație specială. Are o cruce care trebuie să o știm aduce cu multă demnitate. Demnitate pentru sine, demnitate pentru cei din jur și în mod special pentru multă demnitate și ajutor pentru persoana în dificultate. Eu cum spun aceste lucruri cumva foarte cărturar, ar zice cineva, nu le puteam zice la început, e o perioadă de adaptare care a durat mult, chiar 17 ani de zile. Acum suntem adaptați. Felicia este bine în situația care este, dacă spunem că este bine. Primul rând, asta este prioritatea mea. O spun cu multă mândrie. Are cea mai bună îngrijire care poate să o aibă. Și asta o spun cu toată sinceritatea, cea mai bună îngrijire care poate fi în Moldova și oriunde în lume. Ea arată foarte bine, în fiecare zi este haină curată, este îngrijită, are un pic de parfum, are un pic de machiaj, are flori, povestim, râdem, emoții pozitive, discutăm, privim știrile, privim filme bune, ascultăm muzică bună și de ce m-ați copleșit cu melodia Felicita, că asta... Ai o intuiție foarte bună, Rodica, fiindcă melodia aceasta Felicita, când a apărut ani și ani și ani în urmă... Romina și Albano. Romina și Albano, și Romina, da, Power din Italia. Deci asta a devenit cumva, pe atunci, Felicia era bine. Eu eram într-o deplasare, nu mai știu unde, într-o țară, și pe atunci CD-urile cu muzică numai au început să apărea. Era o raritate și era un mare lux să deții un CD cu muzică și fiind într-o... Chiar nu țin minte în ce țară, am procurat CD-ul cu melodia Felicita, deci, și am adus-o acasă și ani în șir acest CD a fost și a cântat în apartamentul nostru, da? Și a devenit într-un timp cea mai frumoasă melodie care o avem noi în familie și la care ținem foarte mult, fiindcă este Felicita, este despre fericire, este despre
felicia mea. Și această melodie, dacă tot am vorbit de Romina și Albana, au și atâtea drame acest cuplu, da, familia lor, și este, știu că și-au pierdut fiica de aproape 30 de ani sau chiar mai mult. Am citit acest lucru. Și n-au mai aflat niciodată, deși presa din Italia a vehiculat diverse versiuni. De asta zic, noi suntem foarte curajoși uneori și ne tot batem cu pumnul în piept că noi suntem mai presus de nu știu cine. Noi toți suntem sub același cer. Noi tot avem același Dumnezeu și Dumnezeu are grijă de fiecare din noi. Iar fiecare om are, repet, o situație specială în viață care important să-și păstreze cumpătul, important să aibă curajul și puterea de a depăși acele momente și de a susține, cei dragi, cei care au nevoie de această susținere, fiind în dificultate. Da. Domnul Gâlcați, sunteți un om credincios, mergeți la biserică sau credința nu se manifestă mergând la biserică obligatoriu? E un lucru care îl țin în suflet. Da, merg la biserică, merg și totdeauna am mers și cu Felicia. Mai mult, sunt foarte fericit că în acest an, în sfârșit, am ajuns la Muntele Athos, în Grecia. Erau timpurile. Noi ne-am căsătorit cu Felicia în 1986, fără a avea cununia religioasă. Cununia religioasă am făcut-o mult mai târziu, cred că peste vreo 15 ani. Dar întâi am mers la biserică și m-am botezat. Eu nu am fost botezat. M-am botezat la vârsta lui Hristos, la 33 de ani, la aceeași biserică care mergem și astăzi, Biserica Sfântul Dumitru, la parocul Bisericii Părintele Pavel Borșevski. Cum ați cunoscut-o pe Felicia? M-a mai întrebat cineva... Am văzut poze extraordinare cu voi doi aici. Erați un cuplu de, nu știu, de la Hollywood. Așa, da, arătați, așa. Foarte frumoși. O, e chiar așa. Eram tineri și prin asta toată frumusețea era că eram tineri. Uh-huh. Rodica, sunteți a doua persoană cu care discut lucrurile acestea public. Prima a fost prietena noastră comună, Andreea Marin, care tot așa, printr-o complicitate cu cineva, m-a invitat la o emisiune a ei, Prețuiește viața în România, și am discutat despre Felicia. Am discutat despre felul cum am cunoscut-o. Foarte simplu, studenți fiind, am cunoscut-o într-un autobuz care am urcat împreună la Bălți și am venit până la Chișinău. Uh-huh. Și am stat pe aceleași scaune, pe scaunele alăturate. De unde până unde am aflat că se numește Felicia. Așa. Asta trebuie să recunosc, m-a frapat numele ei. Era pentru prima dată în viață când pe atunci am auzit numele Felicia. Asta m-a frapat, trebuie să recunosc. Și foarte insistent am condus-o de la autogară până la căminul studențesc, cu bagajele și cu un mare bidon. Mă, ce are în bidonul ăla? Și mi-a spus peste ceva săptămâni după ce ne-am mai întâlnit. Avea murături, venea de la țară bidonul cu murături. Și ăsta a rămas și până astăzi la noi în familie ca un obiect care ne amintește de prima cunoștință. Am condus-o la cămin, sigur că mi-am cerut ca recompensă numărul de telefon, sigur că nu erau telefoane mobile, mi-a dat telefonul fix. Și pe data de 3 noiembrie am invitat-o la prima întâlnire pe Aleea Clasicilor. Țin minte și astăzi, banca a treia, exact la bustul lui Bogdan Petricei cu HD-ul. De ce HD-ul? Sau eu așa era Felicia acolo. Eu am întârziat 3 minute. Felicia deja mă aștepta. Okay. Eu am venit cu 3 garoafe. 6 minute, 3 garoafe roșii. Așa erau timpurile. Îi le-am dat. Ne-am plimbat mult. Și da, așa a început relația noastră. A durat 2 ani de zile. O relație foarte frumoasă. După care am luat decizia să ne căsătorim. Și Felicia și eu aveam doar mame, tații noștri au decedat anterior. Eu aveam 10 ani când a decedat tatăl într-un accident rutier. La Felicia a fost mai tragic și faptul că ea s-a născut a treia zi după ce i-a decedat tatăl. Ea nu și-a cunoscut tatăl. Și am decis, când am făcut nuntă, am decis că nu punem la
cheltuieli și la griji mamele noastre, am făcut nunta singur, pe cont propriu, am împrumutat niște bani, am făcut nunta, am întors datoria și am început viața de familie. Și v-au rămas și niște bani pentru un frigider. Ne-au rămas exact 500 de ruble pe atunci, da, din care am procurat un frigider, care stă și astăzi ca suvenir la noi acasă. Unde ați făcut nunta? Pentru că pe atunci nu erau săli de nunți, poate cred că doar poate teatru de operă și balet sau Mult mai târziu a început. Noi suntem deja un pic mai vechi, rodica și mai cărunți la cap. Nu erau pe atunci sălile de nunți care sunt acum și nici gând să faci nuntă nu știu unde, mai ales că noi studenți, deci nu am fi avut posibil. Medicină. Eu eram student la medicină, da. Și ginecologie. Exact. Și Felicia? Felicia deja era în primul an de... Când ne-am căsătorit, Felicia era deja în primul an de muncă. Uh-huh. Ea a absolvit bibliografia de la universitate și activa la Biblioteca Națională și Biblioteca Tehnico-Științifică Republicană. Am făcut nunta pe atunci la restaurantul Butoiaș, pe atunci deloc de ignorat, așa local. Un local cu pretenții, deci, dar... Nunta a fost în luna martie 1986, exact în toiul perestroicii, când Mihail Gorbaciov a interzis consumul de alcool. Și, bine, nu era scopul ca să consumăm alcool, dar țin minte că la acea nuntă a fost o nuntă mică cu 70 de persoane. Okay. La 70 de persoane ni s-a permis exact 7 sticle de șampanie. Cu asta am făcut nunta. Și nu ați încălcat absolut deloc? Nu, așa au fost timpurile. Putea să vină poliția, miliția? Probabil, sau? Probabil, nu am avut, dar a fost o nuntă frumoasă, a fost cu Moș Ignat Bradu, cu Anatol Latășev, care pe atunci nu mai intra în celebritate, era tânăr folclorist. Avem filmulețul video filmat pe atunci. Așa a început viața noastră la o gazdă, o cameruță, 3x3 metri în Durlești, unde exact încăpea divanul nostru, deci televizorul și un fotoliu pentru cineva dacă venea în ospeție. Am observat mai multe evenimente legate de luna noiembrie. Deci v-ați cunoscut în noiembrie? Pe 4 noiembrie e ziua Felicii de naștere. Pe 4 noiembrie este ziua ei. Pe 10 noiembrie, s-a întâmplat tragedia după ziua ei de 45 de ani, se pare, s-a întâmplat... La 44 de ani. La 44 de ani s-a întâmplat acea tragedie. Cu bune și cu bune rele. Și cu rele. Într-adevăr, el ziua de naștere a Felicii la 4 noiembrie și în acest an va avea un jubileu frumos. Și exact la o săptămână, pe 10 noiembrie 2007, s-a întâmplat acea tragedie cu Felicia. Era într-o zi de sâmbătă. Da. Era într-o zi de sâmbătă. Eu pe atunci activam la Fondul ONU pentru Populație și exact în acea zi dimineața, la 4 dimineața, am plecat la aeroport, plecam într-o deplasare la New York. Felicia, ca niciodată, m-a petrecut până la poartă. Stăteam la vilă, stăm și acum acolo, în sectorul de vile. M-a petrecut până la poartă și ca niciodată. Eu aveam multe deplasări și de obicei plecam, veneam, uneori Felicia nici nu o lăsam să-mi facă bagajele, mi le făceam eu. De data asta ea a fost foarte grijulie, mi-a făcut bagajul. În dimineața aceea, la 4 dimineață, m-a petrecut până la poartă, m-a cuprins ca niciodată. Și i-a dat lacrimi în ochi. Eu zic, mami, ce s-a întâmplat? Eu revin peste o săptămână. Fiind în Frankfurt, aeroportul de conexiune, am telefonat-o, mi-a zis că pleacă la medicul stomatolog, își făcea dantură, își punea niște implanturi. Iată că în momentul procedurii la stomatolog i s-a făcut foarte rău. Medicul a sesizat acest lucru și a condus-o cu mașina până acasă, înapoi. Norocul a făcut și Dumnezeu a fost alături de noi ca exact atunci să vină la Felicia în ospiție o bună prietenă a ei. La un moment dat ei s-a făcut foarte rău, era ora amezii, s-a făcut rău, a zis că nu are aer, a ieșit pe scări, a coborât scările de la casă și atât a reușit să-i spună prietenii, cheamă ambulanța și a căzut. A căzut,
era noroi, era 10 noiembrie, era frig, era noroi, în haine de casă, a căzut, prietena speriată, nu știa ce să facă, am chemat ambulanța, am mers la spital. Am avut marile nenoroc, cu toate că medic fiind, medicii de la un spital din Chișinău inițial nu s-au uitat la ea, au văzut că a venit în haine acolo murdare de noroi și în stat în secția de primire. Am pierdut acele ore de aur în cazul ictusului cerebral. Regret mult această atitudine ale unor colegi, ca cizmarul fără cizme, știți? Și abia după ce sora mea foarte insistent a făcut acolo mai multe emoții și a insistat să fie preluată și după aia, deci s-au implicat medicii și au acordat prim ajutor, a fost luată la investigații și la operație pe creier, dar am pierdut, cred că vreo 5-6 ore și astea au fost orele de aur. Dacă se intervenea imediat în primele credeți 2-3 ore, a fi avut cu tot o altă situație, având în vedere toate acele eforturi de recuperare și reabilitare și de tratament care le-am urmat. Este adevărat că pe urmă am avut o îngrijire foarte bună, da, am avut toată îngrijirea, am organizat și consultația tuturor profesorilor și am adus specialiști de psihotare și post individual și condiții, tot, dar asta deja era târziu, fiindcă cu regret am pierdut. Am pierdut mult timp și după 4 ani și jumătate de spital, am prefăcut salonul de spital în casa noastră. 4 ani și jumătate am locuit în spital, am renovat un salon de spital și am stat acolo ca la noi acasă. După care ne-a adus, am avut o conexiune cu o altă tragedie umană a unei persoane și am plecat acasă, am adaptat... Să revenim la această poveste mai târziu. Am adaptat spațiul casnic la necesități și deja, uitați-vă, de peste 13-14 ani, Felicia este acasă, dar este într-o bună condiție. Spuneți-mi, vă rog, care a fost totuși până la urmă? Ați făcut, sunteți din domeniul medicinii, aveți toată lumea medicală la... Sunt prietenii dumneavoastră, dacă trebuie. Ați găsit răspunsul la întrebarea de ce s-a întâmplat acea poveste acum 17 ani cu Felicia? Care a fost motivul ca ea să rămână în această situație? Felicia, prin activitatea ei dedicată, în ultimii ani suferea de hipertensiune. Primea tratament împotriva tensiunii arteriale. Deja medical pot spune că odată ce a avut o ruptură de anevrismă cerebrală, această anevrismă posibil o avea de la naștere și nu a fost descoperită sau posibil că a fost dobândită pe parcursul vieții. Și când ce s-a produs... Ce înseamnă anevrism în limbaj popular? Anevrism este o dilatare a unei artere cerebrale, a unui vas cerebral, artera cerebrală. Deci anevrism se face ca un balonaj, se subțiază peretele vasului și dacă e mai subțire, el se dilată, poate se spart, face ca un balonaj. Okay. Și balonajul ăsta, la un moment dat, sub presiune arterială, poate să se rupă. Asta s-a întâmplat cu Felicia și într-un moment imediat s-a împlut tot creierașul ei de sânge. Ori aici intervenția medicală trebuia de urgență, dar de fapt aceasta în cele mai multe cazuri este moarte clinică. La noi am avut marele noroc fiindcă totuși Felicia a fost protejată. Pe timpuri, știți cum, cizmarul fără cizme, asta s-a întâmplat în 2007, pe atunci nu erau aceste echipamente atât de performante, nu puteai să faci o tomografie computerizată, să vezi ce s-a întâmplat în creier și așa mai departe. Și intervenția a fost întârziată, respectiv și urmările au fost. Dacă se întâmpla acest lucru astăzi, sigur că erau niște urmări, dar la eforturile care s-au făcut și la asistența medicală care s-au făcut, Felicia era mult mai bine. Mai găsesem aici o frază și știu că speranța ei este că într-o zi veți putea vorbi. Există șanse medicale pentru această speranță?
Speranța cu siguranță este și rămâne. Noi rămânem a fi o familie fericită și e important că noi rămânem alături și e important că Felicia este alături de noi. Cu regret, eu ca medic înțeleg că nu se poate de recuperat nimic, iar prioritatea rămâne ca Felicia să fie, să aibă o îngrijire cât mai bună în continuare și noi să rămânem împreună mulți, mulți, mulți ani înainte, până la adânci bătrânețe, cam poveștile populare moldovenești. Înțeleg că acceptarea este o formă a fericirii și poate fi o formă a fericirii și că ați găsit diferite variante, formule și moduri în care să fiți fericiți împreună călătorind, ieșind pur și simplu în oraș ca să vedeți cum se dezvoltă orașul și stând seara pur și simplu la foc alături, în doi. Da. O zicală care noi am luat-o pentru noi, în familie, dacă nu ai suferit, nu ești binecuvântat. Noi suntem binecuvântați, de asta și suntem fericiți, cu Felicia. Neredactat. Cu Rodica Ciolani. Prietenii dumneavoastră spun și dumneavoastră spuneți că locuiți la vilă în Dumbrava, dar condițiile nu sunt tocmai cele mai perfecte. Sunt mai spartane. Adică sunt mai spartane, cu fără canalizare. Veche. Cineva zicea că da, noi totuși încercăm să dobândim ceva în viață și o casă nouă care am construit-o cu Felicia toată viața în oraș, i-am dăruit-o feciorului. Noi nu am dormit acolo decât o singură seară, la propriu. Și noi stăm la vilă în Dumbrava, dar sunt niște condiții mai spartanice, o casă veche, dar avem multă verdeață, mult teren și Felicia se simte și foarte bine contează. Acolo. Asta contează foarte mult. Da. Aceasta suntem este casa fericiți. Pe care ați construit-o. Suntem fericiți. Uh-huh. Frumoasă. Da, dar la vilă e pentru mai noi modest. Nu mai prezintă valoare, că noi nu stăm acolo și okay. Alt stăpân, e nepoțelul acolo. Am înțeles. Da, sunteți un om influent, cu o situație publică vizibilă, probabil și cu venituri bune. Puteți să renovați, să adaptați casa la cerințele Feliciei, cele mai, ca să aveți totul, să aveți canalizare, apă caldă. Rodica, o să vă invit, chiar vreau să vă invit și nu-mi face gen acest lucru. O să vedeți că este o casă bătrânească, este o casă veche, cu mai puține condiții. Noi avem niște impresii că dacă persoana e publică, dacă e activă public, dacă are un sacou bun și cămașă albă, gata, e persoana care are bani. O să vedeți că noi cu Felicia deja... Deci am luat un prim credit pe 10 ani, în 2007, înainte de a se îmbolnăvi Felicia, în primăvară 2007, Felicia s-a îmbolnăvit în noiembrie. Noi primăvară am luat un mare credit în 2007 pe 10 ani, l-am achitat pe acela și din 2018 am intrat în alt credit, iarăși deja pe 15 ani. Deci am construit ce am făcut în viață, am construit doar cu ajutorul nostru. Nu ne-a ajutat nimeni, nu a avut cine să ne ajute și relația mea cu banii este foarte simplă. Nu i-am avut și nu i-am. Doar că plătesc creditele. Casa de la, schimbați, casa de la Dumbrava... Da. Necesită investiții. Nu pot acum să fac acest lucru. Okay. Am alte priorități. Dacă nu s-ar fi întâmplat cu Felicia, era mult mai simplu. Felicia necesită multe medicamente care le procurăm de peste hotare și nu e simplu. Și această îngrijire alimentară specială și îngrijire care e frumoasă și condițiile, toate acestea costă. Și poți trăi, știți cum era un proverb, că cu omul drag poți să stai și într-o colibă, e important să fii fericit. Asta e despre noi. Spuneați de aceste costuri exorbitante pentru tratament pe care le aveți de 17 ani. Spuneți-mi, vă rog, dacă prietenii v-au ajutat sau ați obținut fonduri ca să puteți oferi inițial cel puțin acel tratament sau să vă agățați de toate posibilitățile, de toate
să vă faceți speranțe ca să o tratați, să oferiți tot suportul medical? A fost momentul de criză atunci în 2007-2008, după care medicii ne-au recomandat insistent că dacă vrem să fie cât de cât stabil, trebuie să plecăm la recuperare. Am fost la recuperare jumătate de an, 6 luni în Viena. Au fost niște costuri enorme, peste 120.000 de euro, bani care nu i-am avut. O parte din bani i-am luat din vânzarea apartamentului. Da, am avut oameni mărinimoși alături care ne-au ajutat, colegii mei de la Fondul ONU pentru Populație. Am avut cineva de aici din Moldova care ne-a ajutat. Colegii de serviciu au colectat bani. Deci am reușit să o readucem cu Felicia și de asta le suntem, folosesc această ocazie să le spun un mare, mare mulțumesc tuturor. Altfel nu am fi rezistat. Dacă am fi avut acest interviu acum câțiva ani în urmă, nu aș fi putut vorbi despre asta. Astăzi, la o distanță de 17 ani, pot spune că trebuie să avem curajul să mergem cu verticalitate, cu capul sus, cu multă demnitate în viață, necătând la toate provocările care le avem. Și astea sunt cuvinte, dar în spatele lor este nevoie de foarte multă putere, e greu, forță, atât morală, nu știu, Rodica, e complicat. O să veniți la noi în ospeție, vă invit oficial acum și ne văd și telespectatorii, o să vedeți ce comunicare frumoasă avem cu Felicia, chiar fără cuvinte. Da? De asta și cartea ei se numește Caligrafia vieții, dincolo de cuvinte. Dincolo de cuvinte. Și o să vedeți cum știe Felicia să-mi spună, cum îi spun eu, îi spun verbal, și cum îmi poate ea răspunde non-verbal faptul că mă stimează și mă iubește. Domnul Gâlcă, inițial veneau foarte mulți prieteni în casa dumneavoastră de la Dumbrava să o vadă, să o susțină. Așa e viața. Sprijină. Astăzi mai puțin. Înțelegem, fiecare are... Nu e simplu astăzi și fiecare și are problemele sale. Situația Felicia a intrat deja pentru mulți într-o situație cotidiană și pentru noi este o situație cotidiană, dar este o situație prioritară cotidiană. Nu este ușor. Felicia necesită permanent asistența din exterior. Adică noi avem un mare noroc și am avut o mare binecuvântare să avem o asemenea persoană care este lângă noi, îi spune Lucia, și ea a trecut prin multe tragedii în viață, dar nu o să deschidem paranteza, dar este alături cu noi deja de 12 ani, este membru a familiei, ea este sora Feliciei, ea este cea mai bună cel mai bun medic, fiindcă a învățat toată arta medicală de îngrijire, știe ce medicamente, când, cum se cupează o criză și așa mai departe. Este o mare noroc să o avem pe Lucia cu noi. Lucia nu are pe nimeni, cu regret, în această viață a avut o tragedie aparte, dar Dumnezeu a fost mare, ne-a unit cu două tragedii. Neredactat. Rodica Ciolănică. Vorbeam despre povestea Feliciei și povestea emoționantă a dragostei dumneavoastră și drama familiei dumneavoastră. Din 2007 până în prezent, la activitatea Feliciei, am găsit o frază. Viața se regăsește și se dăruiește, credința face totul posibil, iar viața face totul ușor. Vreau să-mi descifrați această frază, dacă se poate. Într-adevăr, această carte este editat ceva timp în urmă la jubileul Felicie de 50 de ani. Ținem foarte mult la ea. În fapt, Felicia este autoarea acestei cărți, dar materialele au fost adunate de mine, din biblioteca ei personală, din notițele ei, din agendele ei, din toate înscrierile ei care le-a avut. Și exact fraza aceasta am găsit-o la ea undeva înscrisă într-un carnețel. Viața este așa cum este, important să găsești frumosul în viață. Și cred eu că noi mergem cu mult curaj pe această frază.
Sunteți probabil un erou considerat, un erou de toți cei care vă ascultă acum și de cei care vă cunosc. Rodica, este ceva foarte personal. Dumneavoastră acum cumva ați insistat prin întrebările dumneavoastră, prin provocarea la această discuție. Eu, sincer, credeam că în această emisiune o să discutăm cu totul despre altceva. Despre politicile de sănătate. Despre sănătate, de ce nu? Despre asistența socială, despre ce am putea să facem mai bine în Chișinău. Dar m-ați provocat la aceasta și mi-a dat emoțiile. Deci eu am sesizat acest lucru când m-ați întâmpinat cu melodia Felicita. Am zis că știu deja că o să-mi pune și niște întrebări mai speciale. Da. Asta este. Eu am și întrebări despre sănătate și politicile publice de sănătate, dar cred că deja le văd în altă emisiune. Nu sunt în erou. Este ceva personal care nu am dorit să scot public, dar dacă tot discutăm, deja mă simt și confortabil deja ca să discut. Este foarte greu de înțeles cum doi tineri, neavând nici 45 de ani, că eu zic, tinerețea s-a schimbat foarte mult, vârsta și-a schimbat vârsta, da? Adică la 44-45 de ani suntem încă foarte tineri și foarte energici. Aveați o viață foarte frumoasă, cu funcții publice extraordinare, fiecare se regăsea în... Erați la ONU, aveați un job de niște ani. Felicia era atunci, ce job făcea în 2007? Era la președinție. La președinție. Deci, doi tineri pe care succesul nu i-a ocolit absolut deloc. Deci, aveați viața la picioare, lumea la picioare. Și spunea și Felicia că marele ei regret, că e scris undeva în carte, că nu a reușit să se bucure de tot ce a muncit și a încercat să facă în această viață. Așa este. Și la această vârstă de 44 de ani, Dumnezeu sau, nu știu, destinul vă oferă această provocare, această provocare tragică. Nu este o tragedie, nu este provocare. Este un alt fel tip de fericire. Important că ne simțim bine și chiar suntem adaptați deja. Nu v-ați supărat niciodată pe Dumnezeu? Nu vă supărați? Nu. Dumnezeu a fost alături de noi, ne-a susținut, ne-a ajutat. Am rezistat la multe provocări. Da, recunosc că la început a fost de ce mie, de ce eu, de ce nouă ni s-a întâmplat acest lucru. După care am revenit, cred că ambii am rămas puternici și astăzi avem o altfel de viață. Eu înțeleg foarte bine ce înseamnă să ai în familie o persoană cu dizabilitate severă. Asta mă ajută foarte mult și în activitatea mea profesională. Nu e doar un job, e o misiune să fii doctor. Îți dorești un copil, dar întârzie să apară? Nu lăsa loc disperării, știm cum să te ajutăm. Doctori cu renume, personal medical bine pregătit și experimentat. Echipamente și tehnologii de ultimă generație în laboratorul de fertilizare in vitro. Facilități confortabile și primitoare de cel mai înalt nivel. Excelență, inovație și profesionalism. Ca tu să-ți trăiești visul și bucuria de a fi părinte. Alternativa Clinic. Suntem aici pentru voi. Voi pune o întrebare acum, nici nu știu dacă, nu știu cum să o formulez ca să fiu înțeleasă corect și să nu se considere că trec niște limite. Nu. Spuneți. Vă iubiți soția necondiționat. Știu asta, ați declarat asta. Cred că ea simte asta în fiecare clipă, când sunteți și când nu sunteți alături. Poate un bărbat la 45 de ani să renunțe la o parte din el, la o parte... la face dragoste. Înțeleg ce vreau să spun. Putem trăi fără asta și e suficient să iubim un om nu doar platonic, apucându-l de mână, sărutându-l și cuprinzându-l. Este suficient pentru un om? Este suficient dacă este dragoste adevărată. Înțeleg întrebarea dumneavoastră, deci eu sunt un om, sunt o persoană foarte dedicată soției mele. Da, este adevărat că așa cum îți place o floare frumoasă, poate să-ți placă pe stradă și o femeie frumoasă, dar mai avem și altceva că eu țin minte acea frumoasă zicală că în spatele unui
unui bărbat de succes. Este fenomenală această frază. În spatele unui bărbat de succes este o femeie care suferă. Parcă despre noi. Despre mine și Felicia, fiindcă ea suferă, dar ea m-a făcut pe mine. Ca să înțelegeți, eu astăzi, fiind în activitatea publică și probabil multă lume mă cunoaște și îl cunoaște pe Boris Gâlca, asta este datorită Feliciei. Pe atunci ea cumva m-a scos în această activitate publică. Eu am fost promovat în anumite proiecte cu activitate internațională pe atunci la ONU cu sănătatea reproducerii. Bine, am avut și eu entuziasmul meu și implicarea, dar am avut toată susținerea Feliciei. Și eu rămân în continuare foarte recunoscător. Îi răsplătiți prin devotamentul dumneavoastră? Nu mă interesează alte femei, dacă asta ați vrut să mă întrebați. Are încredere? Mai direct. Da, mulțumesc că m-ați ajutat și mulțumesc pentru încrederea cu care ați vorbit despre asta. Înțeleg că Felicia are încredere în dumneavoastră, nu-și manifestă, nu are gelozii, nu are pentru că nu este cu dumneavoastră în fiecare zi. Trebuie să ai multă Noi încredere nu știu, în omul. Eu nu știu ce are ea în creierașul ei. Ea nu se poate exprima în cuvinte. Noi avem o comunicare, dar destul de limitată, non-verbal, și noi ne-am construit așa relația și discuția că îi punem întrebări ca ea să poată spune da sau nu prin a da din cap sau prin gestul da sau nu, sau prin închiderea de ochi sau prin alte gesturi de comunicare non-verbală. Cu siguranță ea are o gândire mult mai profundă care noi nu știm și nu vom ști niciodată ce gândește ea. Pentru mine este important ca ea să se simte bine, să nu aibă durere, să aibă o îngrijire foarte bună, să se simte femeie, doamnă adevărată, cu o bijuterie nouă, cu o floare proaspătă, cu un parfum, cu o șoaptă te iubesc la ureche și cu o vacanță, de ce nu, chiar dacă și în scaunul cu rotile, o vacanță frumoasă undeva la munte sau de ce nu. Noi am fost cu scaunul în rotile, am fost și la litoral, am fost la Mamaia, la Euforie Sud, am mers cu căruciorul. Mergem cu mașina specială, echipată specială. Mulți zic că Boris Gâlca și-a luat o mașină mare și scumpă. Da, am luat-o în leasing, fiindcă avem nevoie de o mașină mare care să o pot duce pe Felicia și să am unde pune și căruciorile și toate lucrurile care am. Și am mers cu căruciorul în mare, am intrat în mare, deci ne-am odihnit. Deci, cred că e ceva normal. Noi trebuie să depășim niște standarde de este cumva arhaice, că omul cu dizabilitate trebuie să stea numai în casă, trebuie să nu-l vadă pe nimeni și nu trebuie să meargă nicăieri public. Nu. Deci este cu aceleași drepturi și cu aceleași dorințe și noi încercăm să facem acest lucru. De multe ori o să ne vedeți cu mașina prin oraș. Când mergem, Felicia, vezi orașul, cum se dezvoltă orașul, ceva nou. Mergem la țară, mergem la pădure. Cred că ați întors acum miilor de oameni care au alături un copil cu dizabilități sau un soț, o soție. Ați întors speranțe și i-ați făcut să vadă lucrurile prin această lumină solară pe care cu siguranță, este foarte multă lume. Bine, astăzi Boris Gâlca a ieșit cu datorită invitației dumneavoastră și am vorbit despre aceste lucruri în public. Dar este foarte multă lume care are istorii nu mai puțin tragice ca lui Boris Gâlca și care stau ascunse undeva, care nimeni nu știe, nimeni nu le descoperă și sunt departe chiar și de anumită asistență. Deci eu m-am împărtășit și o să împărtășesc cu oricine care m-a contactat pe diferite canale, povestesc, spun, arat, merg, dăruiesc, orice. Am ajuns exact la... Nu știați ce am aici, că mi-ați anulat tot scenariul, dar vreau să spun celor de acasă că vă cunosc de niște ani și trebuie să spun că ajutați pe orice om care vă cere suportul, umărul. Ajutați necondiționat ori de câte ori puteți face acest lucru. Știu asta. Niciodată nu așteptați nimic în schimb?
Și dacă nu urmează recunoștința, ce simțiți? Recunoștința este atunci când poți ajuta omul. Atunci ai marea satisfacție. Eu mă bucur că pot ajuta și chiar, uitați-vă, să vedeți, îmi scrie foarte multă lume necunoscută, ajutați-mă acolo, ajutați-mă. Nu cunosc oamenii, dar totdeauna am încercat să-i ajut și m-am implicat la maximum, fie cu un telefon, fie cu un ajutor, fie cu o direcționare sau dirijare, da, recomandare. E un mare lucru. E un mare lucru de a face un bine. Ce înseamnă că să aștepți recunoștința? Care recunoștință? Recunoștința că ai făcut un bine și asta ți se va întoarce. Asta este cel mai important lucru. Din postul pe care îl aveți de niște ani, ați fost și secretar de stat la Ministerul Sănătății, aveți acum și această funcție de înaltă responsabilitate în municipiul Chișinău. Când credeți că vom evita aceste situații jenante dintre pacienți și medici care, dacă nu mergi cu o recomandare, din păcate, de multe ori te tratează așa cum a fost tratată Felicia mulți ani în urmă? Eu cred că sistemul de sănătate se schimbă, probabil se schimbă mai încet. Sectorul privat se mișcă mult mai rapid decât sistemul public. Astăzi, în sistemul privat, avem o altă atitudine sau exact o atitudine de conformitate. În sistemul public încă avem foarte multe probleme, multe lucruri sunt incorrecte care se fac în sistemul de sănătate și asta trebuie să o recunoaștem. E nevoie de altă abordare, e nevoie de a unifica comunitatea medicală, e nevoie de a ajuta, de a aduna toți acei persoane care cunosc, care vor, care pot, care au idei cum să consolideze sistemul medical și cum să-l facă mai performant și mai aproape de oameni. Este exact momentul în care zic să luăm o mică pauză de publicitate și să revenim cu puțin despre Lucia și alte întrebări pe care le am pentru domnul Gâlca. Publicitatea acum. Cât îmi place de Constantin! Constantin, tortul meu preferat cu vișine. Apreciază torturile după rețetă de autor în magazinele Dulcinella. Neredactat. Cu Rodica Ciolănică. Domnul Gâlca, am o mică provocare pentru dumneavoastră. Este rubrica Da sau Nu cu Dulcinella. Pentru fiecare da, o să vă rog să gustați un desert care vă place. Plac Felicii foarte mult produsele de la Dulcinella. Ah, ok, perfect. Ați știut. Am știut și asta, da. Deci să trecem. Da sau nu cu Boris Gâlca? Sunteți un om bun? Ce din jur să spun? Eu zic da și încerc să fiu așa. Există oameni care vă urăsc? Probabil da, că sunt insistent pentru dreptate. Aveți dușmani? Nu dușmani, dar oameni neprietenoși. Sper că nu am dușmani. Da, nu ați luat un desert pentru primul, da? Pentru că sunteți un om bun pe care care l-ați gustat acum. Toate sunt minunate. O să le iau mai târziu pentru Felice. Permisiunea ta, Rodica. Desvidor de mama. Mama dumneavoastră are 90 de ani. Mi-ați spus ceva pe suflet. Deci mama Nina din Drepcăuți, Briceni, recent a făcut frumoasă vârstă de 90 de ani. Am avut o sărbătoare frumoasă cu mama și îi sunt foarte recunoscător. Ea m-a adus pe lume la o maternitate din Cernăuți. Tatăl meu a dus-o din Drepcăuți la Cernăuți. Acolo m-a născut. Iarăși, printr-o provocare, am stat 3 săptămâni în maternitate. A fost o naștere complicată. Nimeni nu credea că medicii o să ziceau supraviețuiți. Medicii ziceau că nu o să supraviețuiesc. Deci provocările m-au urmărit chiar de la naștere. De asta probabil și sunt atât de puternic. Și vii dor de mamă? Mi-e dor de mamă. Am fost chiar săptămâna trecută și o sun imediat cum plec de la emisiunea dumneavoastră. Ați vrea să întoarceți, să puteți întoarce timpul înapoi? Da. Da. Aș ști multe lucruri altfel să le prețuiesc și să fac prevenție pentru sănătate și să facem anumite investigații pentru a nu ajunge în așa dificultăți medicale. Cu Felicia. Gabriel Garcia Marquez spunea că dacă ar putea întoarce timpul
ar spune în fiecare zi oamenilor de alături, te iubesc. Spuneți asta în fiecare zi? Spun asta în fiecare zi, spun Felicie la ureche, spun asta în voce și ea îmi răspunde, fără cuvinte, prin ochișorii ei. Asta e cel mai fericit moment și eu sunt un om fericit, credeți-mă. Vă mulțumesc, domnul Gâlca. Da sau nu cu Boris Gâlca? Neredactat. Cu Rodica Ciolănică. Bună seara! Bună seara! Bună seara! Bun venit, plusul e că ești în gând. La TV se vede bine fiecare care vine. Pus o soarte, pus un gând, pus o soarte cu avânt. Ești acasă, sunt cu tine, hai să ne simțim mai bine. Ziceam de această deschidere a dumneavoastră pe care aveți pentru oamenii necunoscuți și cunoscuți. Ați pomenit un pic mai devreme despre o persoană care face parte din familia dumneavoastră de 12 ani, care se numește Lucia și care, acum când dumneavoastră sunteți la interviu, este acasă, alături de Felicia și este și sora deja ei. Deja de 12 ani, de peste 12 ani. Mi-amintesc că despre această poveste, cred că mulți ani în urmă, făceam altă emisiune și dumneavoastră cu Andreea Marin alături, ați spus această istorie la mai multe posturi de televiziune, ați avut atunci o mare victorie, ați înregistrat o mare victorie, se afla într-un penitenciar și ispășea o pedeapsă nedreaptă. Vreau să-mi spuneți în câteva fraze, atât cât ca să nu transformăm în această emisiune în emisiunea Luciei, dar această poveste, cum a ajuns Lucia în familia dumneavoastră și cum a ajuns să nu-și dorească, să renunțe și ea la orice altă viață și să aleagă să fie parte din familia dumneavoastră? Iarăși, cred că astăzi deja mai calm putem vorbi despre acest lucru. Este adevărat, Lucia vine dintr-o familie din reunul Glodeni, a avut o mare nedreptate în viața ei, asta am spus-o și la Andreea Marin într-o emisiune mulți ani în urmă, am zis că nu o să mai discutăm despre acest subiect, dar iarăși m-ați provocat. Ea, nu o să dau detalii, a fost viol. Victima unui viol. A fost victima unui viol și pe care l-a comis o persoană publică sau o persoană publică de acolo din localitate și după care a avortat doi gemeni, acea persoană publică care era un mare fermier în satul respectiv. A îngropat acei doi prunci, i-a dat tratament cu un medic venit de la Raion. Ca să avorteze, deci ca să avorteze forțat. După care dânsa a dat o hemoragie, a fost mama sa a venit seara de la câmp, a găsit o hemoragie, a chemat ambulanța, a fost dusă la spital, s-a descoperit ce s-a descoperit. Deci a fost învinuită de faptul că și-a omorât pruncii. Cu toate că ea nu a putut să facă acest lucru. Persoana aceea le-a dat bani părinților ca să nu aibă pretenții și era dintr-o familie foarte vulnerabilă. Ea a fost condamnată, atenție, la 20 de ani de închisoare. Ce vârstă avea Lucia atunci? 20 de ani? Cred că 20, 22, 23, nu mai țin, nu știu, trebuie. Deci a fost condamnată la 20 de ani de închisoare. Nu există așa termen. Chiar pentru prunc rugel, chiar să fi fost adevărat acest deci lucru. Deci acel fermier a vrut să o să închidă, să închidă pagina discuție, orice șantaj posibil. Da, și norocul a fost că eu pe atunci activam la Fondul ONU pentru Populație, cu colegii de la ONU, deci am sesizat acest caz,
împreună cu Andreea Marin, împreună cu câțiva deputați europeni care au venit în Moldova, care au avut întâlniri pe atunci cu președintele țării, pe atunci care au venit cu tot dosarul și au dovedit marea nedreptate sau marea injustiție. Dânsa a fost grațiată. Colegii de la ONU au ajutat-o să-și facă dosarul la CEDO. Ea a câștigat la CEDO, ea a fost reabilitată. Ea nu a mai avut unde să se întoarcă, fiindcă părinții ei, ea, din 20 de ani, 6 e stat la închisoare. Părinții ei timp de 6 ani de zile nu a fost o zi, o dată la închisoare să-i ducă o bucățică de pâine. Și ea nu avea unde pleca. Noi împreună cu o colegă am preluat-o de la porțile penitenciarului. I-am făcut acte, i-am făcut cursul de profesionalizare. Am ajutat-o să angajeze la serviciu și unde puteam să o ajut. Eu atunci eram cu Felicia în spital și am vorbit, am rugat să fie angajată ca infirmieră în secția exact unde stătea Felicia. Am stat 4 ani jumătate. Istoria a făcut așa, sau viața a făcut așa, ca într-o zi dimineață, Felicia avea câte o asistentă medicală de gardă cu ea alături 24 din ore, iar în dimineața aceea o asistentă medicală nu a putut să vină la tură și nu aveam cu cine o lăsa pe Felicia. Și atunci am rugat-o pe Lucia, care era în serviciu ca infirmieră în secție, am zis că uite, până la amiază stai tu aici, chem medicul, faci asta, faci asta, asta este soția mea, te rog să mă suni dacă apare ceva. Și am plecat, dar am plecat cu grijă, fiindcă ea nu avea o pregătire, nu știa specială. Am revenit la amiază, dar cumva îngrijorat. Întâi m-am dat cu urechea lângă ușă să ascult ce se întâmplă în salonul de spital și de acolo se auzea niște râsete în hohote de la Felicia. Zic, ce se întâmplă? Felicia era foarte bine dispusă. Am întredeschis ușa, Lucia era supra ei și îi povestea ceva de care Felicia rădea foarte mult. Așa s-a produs conexiunea între Lucia și Felicia. Și în timp, la un moment dat, când Lucia zice că ea trăia la un azil aici în Chișinău, după penitenciar, unde urma să le libereze deja după câteva luni, trebuia să plece de acolo și zice, ajutați-mă să-mi găsesc o gazdă, dar o gazdă care o pot plăti din salariul de 2000 de lei care o avea ca infirmieră. Ori acest lucru a fost cam dificil, am zis, haideți să mai căutăm și deja cu Felicia eram în cursul săptămânii în spital, dar sâmbăta și duminica ne permiteau să venim acasă. Și Lucia ne ajuta să venim, să coborâm până la mașină cu căruciorul, cu lucrurile pe personale și astfel într-o zi, într-o vinere, am luat-o și pe Lucia la noi la vilă și aici mi-a venit ideea. Zic, uite, noi stăm în vilă, da, nu este lux, dar sunt 3 camere la vilă și uite, ai o cameră ta, de ce să te duci să plătești undeva? Oricum, eu merg dimineața la spital, oricum tu mergi la spital. Stai aici, nu-mi trebuie bani, nu-mi trebuie nimic. A fost o decizie cumva exprompt, dar a fost o decizie corectă. După care, luni dimineață, mergeam la spital înapoi și într-o zi de luni dimineața, iarăși Lucia, deci o fată foarte simplă, dar foarte cu minte, foarte agere și înțeleaptă, cu multă logică. Zice, domnul Boris, dar de ce mergem noi la spital? Ce facem noi acolo? Exact aceleași lucruri le putem face aici. Că Felicia nu mai are deja proceduri, nu știu de care, nu mai are intervenții, le putem face acasă. Și eu zic, mă, are dreptate fata asta, dar cumva aveam o temere, o teamă. Și am rămas ziua aceea acasă, nu am mers. Am venit la amiază acasă, am văzut că totul e bine, am venit seara de la serviciu, am văzut că totul e bine și ușor, ușor ne-am adaptat și Lucia a fost aceea care ne-a readus acasă. Ne-a readus acasă, am readaptat, desigur, spațiul casnic în necesități speciale, deci cu toate echipamentele, exercițiile și tratamentul. Între timp, Lucia a învățat toată manopera aceasta de îngrijire, de tratamente și așa mai departe.
Și asta o face cu multă grijă timp de peste 12 ani. Și sunteți foarte liniștiți și dumneavoastră. Sunt calm, de asta eu pot fi și chiar aici la dumneavoastră în misiune, fiindcă Felicia este în siguranță, este bine acasă și pot să fiu implicat și în activitatea publică. Este adevărat că ea însă, prin bunătatea ei, ea a devenit membru a familiei noastre. Prin bunătatea ei, Felicia nu mai acceptă pe nimeni să fie altcineva și ea e foarte aproape, e sufletul pereche pentru Felicia. Să vă zic încă ceva, asta numai în romane de fantastică poți gândi așa ceva, dar uneori chiar nu le poți gândi. Într-o bună seară, Lucia zice, eu vreau să-mi schimb numele de familie. Credeți că e posibil? Zic, Lucia, știu eu că există o procedură legală. Zice, dar eu vreau ca să fiu tot familia Gâlca. Asta m-a doborât, da? Am rămas fără cuvinte. Am mers pe atunci la oficiul stării civile, m-am consultat, că nu știam. Da, a zis că da, există o procedură, da, poate să existe acest lucru. Și uite, a fost foarte insistentă și și-a schimbat numele de familie în Gâlca. Astăzi este Lucia Gâlca. O fată care și-a dedicat și își dedică în continuare viața ei pentru Felicia. Și desigur că noi încercăm să o remunerăm, să o ajutăm. Nu acceptă remunerarea. Nu. Ea este, dacă vreți, este, eu până acum am avut un singur copil, un băiat care deja e mare, feciorul Victor, dar am și o fiică deja care este în toate drepturile poate mai multe decât feciorul biologic. Scuze că spun așa. La dedicația care o are pentru Felicia. Domnul Gâlca, este extraordinar ce ați spus. Deci astăzi am auzit o poveste despre devotament și sacrificiu, care este povestea dumneavoastră, și a doua poveste despre devotament și sacrificiu, care este a Luciei. Vreau să profit să vă fac această, să vin cu această rugăminte, să-mi promiteți că într-o zi o voi putea avea pe Lucia aici, pe canapea, și să aud de la ea povestea asta completă. E foarte complicat. Trafic de influență acum. E foarte, complicat. Trebuie să discutați cu Lucia. Okay. Ea a fost o pagină tragică în viața mea, în viața ei, nu mai dorește să-și amintească acest lucru, cu toate că în timp, în toți acești ani, și-a mormântat și tata și mama care au decedat și s-a dus și ea... Și care nu au vizitat-o și care au nu vizitat și s-a dus ea și i-a mormântat creștinește întâi pe mama, apoi pe tata, cu toată grija ei și recunoștința ei de fiică, care probabil ei nu au meritat-o, dar ea a făcut-o creștinește. Despre emisiune nu pot să zic nimic, trebuie să discutați cu ea, da. Trebuie să aibă și ea dorința și curajul despre a vorbi și a reveni la aceste pagini triste din viața ei. Înainte să ne despărțim, vreau să-mi lăsați un autograf. Aici este o tradiție a emisiunii noastre. Fiecare invitat îmi lasă un gând pe care îl are acum înainte de a ne despărți și sunt sigură că o să-mi lăsați ceva memorabil aici. Am un pix. Aveți, am și eu unul mai strălucitor. Mai frumos. Mulțumesc. Totdeauna priveam, cu Felicia apropo, priveam emisiunile Neredactat. Da. Este o emisiune extraordinară. Și mulțumesc. Vă mulțumesc. Multe povești de viață le-am aflat din această mulțumesc emisiune. Mulțumesc mult, domnul Gâlca. Nu e doar un job, e o misiune să fii doctor. Îți dorești un copil, dar întârzie să apară? Nu lăsa loc disperării, știm cum să te ajutăm. Doctor cu renume, personal medical bine pregătit și experimentat. Echipamente și tehnologii de ultimă generație în laboratorul de fertilizare in vitro. Facilități confortabile și primitoare de cel mai înalt nivel. Excelență, inovație și profesionalism. Ca tu să-ți trăiești visul și bucuria de a fi părinte. Alternativa Clinic. Suntem aici pentru voi.
Domnule Gâlcă, eu vă mulțumesc foarte mult pentru acest autograf și înainte să ne luăm rămas bun și să vă doresc o vară fantastică, frumoasă, cu emoții și cu escapade împreună cu Felicia în cele mai frumoase locuri pentru ochii ei și inima ei, vreau să citesc o bucățică dintr-o scrisoare pe care v-a adresat-o ea în această carte. Lui Boris, dragul meu Boris, mă tot plimb prin nădejdea timpului în marea speranță că mă voi face bine. Te caut mereu, te caut peste tot și plâng de nevoia mângâierilor tale. Te caut prin toate colțurile așteptării. Te caut să te dojenesc că nu dormi, că ai mereu grijă de mine. Te caut să te mângâi, să te îmbrățișez, să mă conving că existi. Te caut să sper, să pot să mai sper și aștept o zi în care o să-ți vorbesc din nou. Da, o să vorbim. Am cu tine o viață care numai în romane sau în filme se poate întâmpla. Ce mă făceam eu fără tine în această viață? Și acum este surpriza acestei seri aici în platou, în acest moment. Nu. În acest moment o vom cunoaște pe Felice, care a venit aici împreună însoțită de Lucia. Femeia care este de atâția ani în familia dumneavoastră. Haideți să le întâlnim. Unde sunt? E cu surpriză? Da? E cu surpriză, amic. Haideți să întrebăm în studio. Pui. Extraordinar, ce rochie frumoasă ales. Florile sunt pentru florile sunt pentru doamna Rodica. Felicia bună. De la Felicia. Wow. Rodica, îmi vă chiar. Vă mulțumesc pentru invitație. Mulțumesc și mă bucur că sunteți aici. Pentru dumneavoastră. Vă mulțumesc mult. Sănătate. Mulțumesc. Puteți să luați loc puțin aici lângă mine. E locul tău. Deci, Lucia, noi am aflat despre tine în această emisiune. Ia loc mai încoace. Mulțumim. Domnul Gâlcă. Sper că Felicia ne simte acum și ne aude. Hai să deschidem ușor. Tare. Uite-și. Tare. Deschide ușor. Este cel mai emoționant moment din viața mea. Pui. Deschide ușor. Sunteți niște eroi toți. Ia tot. Da? Da? Pui. Rodica, nu am știut că o să vină Felicia la tine în studio. Ai mulți complici. Mulțumesc tare mult că ați nu am fi îndrăznit să venim împreună, dar iconița care a adus-o Felicia este o iconiță adusă de la Muntele Athos. Mulțumesc tare mult. De la Mănăstirea Ibiron și este Maica Domnului, făcătoare de minuni și păzitoare a Muntelui Athos. Felicia, să știți că am vorbit foarte mult despre dumneavoastră, am citit cartea aceasta minunată, pagini din ea în această emisiune și eu vă doresc tot binele din lume și sunteți o femeie extraordinar de fericită că l-aveți pe domnul Gâlcă alături fiecare clipă și pentru Lucia sunteți o norocoasă. Lucia, l-am rugat pe domnul Gâlcă să intervină și să-mi promită că o să fie una din eroinele emisiunii mele și vreau să-mi promiți că o să revin acest platou cu povestea ta. Adică vă mulțumim tare mult. Da, vă las timp de gândire. Eu vă mulțumesc tare, tare mult. Și mulțumesc, probabil, spune Felicia, fiindcă ea nu a fost niciodată în platou. Și pentru dânsa este un eveniment foarte important. Da, Felicia? Dacă e adevărat, strânge-te, rog, din ochișori. Dacă e adevărat. Da? Eu mă strâns de mână, că e adevărat. Minunat. Da. Felicia, din păcate nu eram atunci o jurnalistă cu asemenea emisiune până în 2007, că ați fi fost una din invitatele mele, cu siguranță. Îmi pare rău că ne-am cunoscut atât de târziu, dar niciodată nu e târziu. Viața merge înainte și viața e frumoasă și merită trăită. Și noi cu Felicia suntem niște oameni foarte, foarte fericiți.
Mulțumim pentru această emisiune superbă. Și eu vă mulțumesc tare mult. Cuvintele sunt, orice cuvinte sunt în plus în acest moment. Dragii mei, aici încheiem emisiunea de astăzi. Am fost cu Boris Gâlcă, iar acum suntem și cu Felicia Gâlcă și cu Lucia Gâlcă. Sper că vom continua subiectele din această emisiune în una din emisiunile următoare. Vă dau întâlnire pe duminica viitoare la aceeași oră. Să fiți fericiți și sănătoși! Două stele, paralele, stele, lacrimi înodate și lumina de la ele. Pentru tine toate, patru prinți cu trei castele, ape, lanțuri fermecate și tot cerul peste ele. Pentru tine toate, 10 întâmplări ciudate și o minune te-au adus în casă. 10 pictori se tot miră cât ești de frumoasă. 10 zile trec absurde, nu știu cum, nu știu pe unde, nu știu. 10 vieți, dar sta cu tine. Tot ar fi puține. Neredactat. Cu Rodica Ciolănică. Un produs realizat cu suportul Alternativa Clinic și In Vitro Diagnostics.